practică sentința numărul civilă numărul 13.226/2012 sunt următorii. În primul rând, Consiliul Local face un demers oficial prin a cere domnului consilier Lazin Sebastian demisia din funcția pe care o deține în acest moment ca și consilier local. Voi face oficiul de a amâna solicitarea scrisă a Consiliului Local către domnul Lazin Sebastian. Vă rog frumos, domnul Lazin, să poftiți. Și așteptăm o poziție oficială din partea dumneavoastră, scris, dacă se poate, pe marginea acestui subiect. Cu 5 minute înainte de ședință, v-am mânat fiecăruia și o adresă de la filiala Partidului Mișcarea Populară, care vă și citesc, către Consiliul Local al Municipiului Deși. Partidul Mișcarea Populară, filiala Cluj, prin președinte Adrian Guzău, vă înaintăm prezenta, prin care vă arătăm faptul că nu suntem de acord cu demisia din Consiliul Local al Municipiului Deși al consilierului Lazin Sebastian. Totodată vă arătăm faptul că prin prezenta adresă ne arătăm susținerea necondiționată față de Lazin Sebastian pentru poziția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Deși. Eu aș dori să vă spun că mandatul de consilier conform ordonanței 55 din 2014 în prezent aparține Partidului Mișcarea Populară. Eu dețin doar funcția de consilier. Deci mandatul, vreau să specific, aparține Partidului Mișcarea Populară în acest moment, conform ordonanței de urgență a guvernului numărul 55 pe 2014. Poziția filialei Cluj o împărtășesc și eu. Deci demisia din Consiliul Local nu mi-o voi da. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru precizările făcute și așteptăm răspunsul dumneavoastră în formă scrisă. Dăm un pas pentru a ne înscrie pe traiectul legal este de a solicita partidelor Mișcarea Populară, precum și partidului PNG, din care domnul Lazin a făcut parte, retragerea sprijinului politic pentru a se putea, încă o dată, repet, punerea în practică a sentinței definitive și irevocabile la care Tribunalul Cluj a obligat Consiliul Municipal Deși.